de pop. Sèche-fac. Luați-vă locul de șef de grup. Mulțumesc, domnule secretar. Bună ziua. Bine ați venit la ședința de îndată a Consiliului Local. La ordinea de zi avem două proiecte de hotărâre. Cine este pentru ordinea de zi? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Pentru că e o ședință de îndată, trecem direct la direcție în ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea excedentului secțiunii de funcționare și deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014, precum și utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2014. Bine că e scris, că altfel era greu să înțelegem. Discuții, dacă sunt discuții. Eu am o întrebare. De unde? Bine că ne-ați întrebat de deficit. Vă mulțumesc pentru întrebare, dar o știam întrebarea. Ce înseamnă excedent? Gata, mulțumim, domnul Dinu. Mulțumim. Așa a rezultat excedentul respectiv. Alte discuții, vă rog frumos. Nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Unanimitate. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea achiziției de servicii juridice pentru asistență și reprezentare în dosarul civil numărul 81/2/2014, aflat pe rolul în altei curți de casație și justiție. Discuții. Nu. Obiectul este vorba de recurs în revendicarea de către direcția silvică a celor două ostroave, Mocănașu și Mocan. Deci are un obiect destul de important. Ce s-a întâmplat în fondul cauzei? În fond am câștigat, în apel am pierdut, urmează... Asta e decisivă, e decisivă și de asta e important. Dar ei n-au dat o explicație? Ei n-au dat o explicație. Alte discuții? Nu mai sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumim. Unanimitate. Vă mulțumesc pentru participare. Oh.